Am fost în Germania la cele mai mari reprezentanțe auto din lume, am testat noile modele și până la finalul acestui videoclip voi cumpăra cea mai bună mașină pentru mine. Bună dimineața tuturor, este 10 dimineața, în 15 minute decolează avionul, suntem în aeroport în București și plecăm spre Germania. De ce mergem în Germania? Pentru că vom cumpăra o nouă mașină. Vom merge la mai multe reprezentanțe, eu știu deja ce mașină voi cumpăra, dar nu o să împărtășesc încă cu voi pentru că vreau să mergem la mai multe reprezentanțe, să ne uităm la mașini și până la urmă o să cumpărăm o mașină și o să venim cu ea acasă. Probabil o să stăm 2-3 zile în Germania, probabil o să stăm doar astăzi în Germania. Vom vedea. Cum am luat mașina, am și plecat. Ideea este că transferul durează ceva timp. Din ce am înțeles, adică chiar dacă plătesc o taxă de câteva sute de euro, am întrebat la bancă și mi-a zis că poate să fie o taxă de câteva sute de euro ca să ajungă transferul în 3-4 ore. Cel mai bun caz în 3-4 ore, pentru că este suma foarte mare și normal ar ajunge în 3-4 zile, 2-3 zile. Așa mi-a spus cel puțin la bancă în România. Acum vom vedea, pentru că cumpăr mașina de la reprezentanță, nu reprezintă un stres prea mare să verificăm mașina sau să facem alte lucruri, fiind de la reprezentanță, fiind mașina nouă, totul ar trebui să fie ok. Este prima oară din viața mea când cumpăr mașina de la reprezentanță, este o zi foarte importantă pentru mine, tot ceea ce se întâmplă este foarte frumos și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru absolut tot ce se întâmplă și de ceea ce am parte, dar am plecat alături de fratele meu și un bun prieten de-al meu. Suntem la reprezentanța Audi din Germania. Mi se pare foarte tare totul, că am vorbit foarte rapid și ușor cu cei de la recepție. Le-am spus că vreau să cumpăr o mașină, dar vreau să și filmez și a fost totul foarte ok. Chiar foarte ok și bineînțeles că ne-au arătat mai multe mașini de pe aici. Avem în spatele meu un Aero Spider de 250.000 de euro. Și nu vreau să cumpăr mașina asta, bineînțeles este o mașină foarte scumpă, dar îmi place foarte mult și bineînțeles că le-am cerut cheia să ne dea să vă prezentăm și vouă. Bineînțeles V10 Audi R8 620 de cai putere, motor de 5200. Haideți mai mult să ne urcăm în 250.000 de euro să vedem cum ne simțim. Așa se deschide ușa, vedem aici jos că scrie Audi Sport și vedem că și la interior avem foarte multe elemente de carbon, cum ar fi pe ușă. Atât de tare arată volanul. Vis, oameni buni, mai ales când vezi aici Aero 8, arată vis. Avem aici butonul pentru a deschide evacuarea, Drive Select, modul Race, Start and Stop. Foarte, foarte, foarte frumos. Bine, este un interior de supercar, adică nu vă gândiți acum că vreți de mai display-ul. Aero 8-ul mereu a avut display în față, asta este și, asta este tot infotainmentul mașinii. Aici ai absolut tot, fix aici. Dar dacă stai să te gândești pentru un supercar, nici nu trebuie mai mult. Aveți aici tot și te distrezi, îți faci treaba. Mai ales acum să ai de vară mașina asta, că zici că e cabrio, ești o mașină cabrio de vară și ieși cu ăsta pe afară cu Aero 8 ăsta. Cei de la Audi mi-au spus că au această mașină foarte tare care se încadrează în bugetul meu. Este vorba de un Audi Q6 full electric, Q6 e-tron, care a ieșit chiar acum 2 sau 3 săptămâni. În România nici nu știu dacă a apărut sau în alte țări, aici în Germania bineînțeles că apare prima oară. Mi-a arătat foarte multe lucruri și la exterior și la interior, dar hai să începem cu exteriorul pentru că are un joc de lumini în momentul în care deblochezi mașina. Hai să o încuiem prima oară. Deci, oameni buni, uitați cum se deblochează Q6 e-tron. Uitați ce joc tare de lumini are. Impresionant, nu? Haideți la interior pentru că acolo sunt foarte multe chestii tare. Bineînțeles, este full electrică, nu vă mai uitați după evacuare sau alte lucruri, că n-aveți ce să vedeți. Haideți la interior. Și cam așa arată interiorul, oameni buni. Avem aici un display și pentru pasager și mi-a spus că doar în timpul în care mașina merge pe drum, acesta funcționează, în rest apar alte chestii pe el. Avem un display foarte mare, lumina ambientală pe aici, pe uși, peste tot. Nu este tocmai pe gustul meu pentru că eu nu vreau să-mi iau pe stilul ăsta un SUV, mie îmi plac mașinile mici, dar e tare că aici cu 2 săptămâni și noi deja avem pe vlog, probabil suntem primii în România cel puțin care pot filma această mașină, așa că o să facem și un story pe Instagram, după care mergem și la alte reprezentanțe să vedem ce mașini mai vedem astăzi și până la finalul acestui vlog vom vedea ce mașină vom cumpăra. O nouă zi în Germania, o nouă zi la reprezentanță, oameni buni, astăzi sunt la reprezentanța BMW, avem aici foarte multe modele noi de BMW, avem aici X1, X2, ce e asta, seria 1? Cred că e seria 1 și ce interior are seria 1, deci nu vă vine să credeți. Aici avem un iX2 care este full electric, arată foarte bine. Haideți să vă arăt puțin interiorul, haideți să intrăm puțin în mașină. După care vom merge sus să vă arăt mașina pe care mi-o doresc și posibil următoarea mea mașină. O vom vedea imediat, dar haideți să vă arăt interiorul. Uitați cât de tare arată interiorul de la acest model care este full electric. Personal mie nu-mi place foarte mult că avem scaunele electrice aici jos, eu le prefer pe cele de la Mercedes pe ușă, dar în schimb arată
foarte, foarte, foarte bine. Îmi plac foarte mult modificările astea noi și așa, navigația asta nouă, adică mie chiar îmi place. Mă bucur că cei de la BMW au schimbat interiorul în felul ăsta. Știu că unora nu ne place, mie chiar îmi place mult mai mult. Bine, asta probabil că sunt un fan Mercedes. Dar probabil a venit timpul să trecem pe BMW. Prima mașină a fost un seria 3 amărât în 2005. Și astăzi poate vom cumpăra o mașină superbă de aici, din reprezentanța BMW din Germania. Haideți sus că sunt mai multe mașini, am vorbit deja cu cei de aici. Le-am explicat că eu dacă cumpăr o mașină trebuie să o și filmez, altfel nu o mai cumpăr. Așa că haideți sus să vedem ce modele sunt pe acolo. O să ne uităm la M-uri. Vedem aici că avem un X3 M Competition. În momentul în care îți configurezi un BMW, pur și simplu îți poți alege de aici culoarea de la exterior, ce material să aibă la interior, culoarea, modelul, absolut tot. Uitați aici câte variante sunt de piele, diferită culoare, cusătură M și foarte, foarte multe detalii extra, oameni buni. Aici ornamentele de la interior, dacă să aibă carbon, negru lucios, și toate variantele sunt aici. Și am ajuns sus la etaj, oameni buni, și avem aici un i4 Gran Coupé. Mi se pare ireal ce vremuri trăim, că toate mașinile astea sunt electrice acum. Această mașină este full electrică. Arată foarte bine, după cum v-am spus. Îmi place foarte mult noul interior de la BMW, deci foarte, foarte mult. Este foarte tare. Hai să ne urcăm puțin în interior. Îmi place foarte mult cum arată interiorul. Dar următoarea mașină nu va fi full electrică în niciun caz, pentru că nu sunt cel mai mare fan al mașinilor electrice. Îmi plac foarte mult modele de la BMW, dar nu sunt cel mai mare fan la mașini electrice, adică următoarea nu va fi electrică în niciun caz. Vedem că mașina asta are doar 8 km, oameni buni, doar 8 km. Și nu știu, mie chiar îmi place foarte mult. Spuneți și voi în comentarii dacă vă place noul interior de la BMW. Eu mă bucur că au schimbat, mie mi se pare că BMW a fost ceva timp în urmă și acum și-au revenit și sunt chiar bombă. Mi se pare că trebuie să mai lucreze puțin la modelul de la volan, deși mai este un model în afară de acesta care arată foarte bine. Da, dacă o să-l vedem pe aici, o să vi-l arăt. Genial, îmi place foarte mult această mașină, dar următoarea mea mașină nu va fi în niciun caz electrică. Și mai avem aici un seria 4 Cabrio, oameni buni, dacă tot am fost și am filmat un R8 Cabrio, filmăm și un seria 4 Cabrio. Arată foarte bine, vedem că avem jante M, culoarea bombă. Și m-am spus, tableta aceasta nouă, asta nu, cred că, nu, asta nu este full electric, cred că are doar un motor, adică cred că este hibrid. Și cam aceasta este mașina, 245 de cai, o să vă dau un indiciu, oameni buni, mașina mea are mai mult de 245 de cai, mașina pe care am ales-o. Vreau să văd cine știe în comentarii, deci asta este un test pentru cei care sunt la acest videoclip. De ce acest BMW seria 3 costă 110.000 de euro? Hai să ne apropiem puțin să poate ne dăm seama. Scrie aici BMW Alpina, deci nu este M, scrie BMW Alpina. Da? Arată diferit decât arată un BMW seria 3 normal. Vedem că și la jante ei scrie Alpina peste tot. Arată total diferit decât un BMW seria 3 normal. Dar v-am spus, nu este nici M, deci nu este M. Scrie Alpina peste tot, Armand Cardon, interiorul ăsta, combinația asta frumoasă cu albastru și negru. Deci uitați ce interior avem, oameni buni. Uitați navigația, uitați infotainment-ul, uitați tot cum arată. Și aici dacă ne apropiem puțin, scrie BMW Alpina B3. Deci, oameni buni, spuneți voi în comentarii elemente de carbon peste tot, adică arată foarte, foarte tare această mașină, foarte diferit în primul rând. Este superbă, n-am ce să zic. Vreau să văd cine știe în comentarii de ce această mașină este atât de scumpă, fiind un BMW seria 3, care nu este M3 Competition, este Alpina. Hai să vedem și alte mașini de pe aici, pe la reprezentanța BMW din Germania. Am ajuns la milionar, oh, am făcut prea mulți bani. Noaptea asta la un taror, că tu pe leutar plouă cu banii, cu banii. Și oameni buni, în spate avem noua mea mașină. Am venit la reprezentanța Mercedes din Germania. Am semnat deja contractul, mașina aceasta eu știam de acasă că voi veni să o cumpăr. Am făcut deja și rezervare pentru aia, totuși am zis să mergem la mai multe mașini, că nu am dat niciun avans. Mașina a fost plătită integral, am făcut transferul chiar acum, am semnat contractul, o să mai stăm în Germania vreo 4 zile pentru că mai este un proces, trebuie să facă și rarul la mașină, numere și alte chestii ca să putem să venim cu mașina acasă și asigurarea timp de o lună din ce am înțeles.
dar de tot se vor ocupa ei, eu doar am plătit o taxă pentru toate lucrurile acestea și o să mai stăm pe aici în Germania vreo 3-4 zile, dar fără mașină, încă nu pot lua mașina de aici, chiar dacă este plătită, trebuie să ajungă transferul la ei. Haideți să vă spun câteva chestii pe care trebuie să le știți în momentul în care vreți să vă cumpărați o mașină de la orice reprezentanță din Germania, pentru că sunt lucruri pe care nu le găsiți pe internet și nici eu nu le-am știut și trebuie să știți lucrurile astea ca să nu vă dea programul total peste cap. Eu aveam plan să stau 3 zile și am ajuns să stau 2 săptămâni și na, s-au încurcat anumite lucruri, că mai aveam și eu lucruri de făcut, bineînțeles. Dar haideți să vă spun totul. În primul rând, dacă vrei să plătești mașina integral, la fel cum am făcut și eu, nu știu să vă dau exemple despre leasing sau ce trebuie să faci atunci când faci un leasing sau asta. Nu am făcut leasing în viața mea, nu am avut în viața mea vreun leasing făcut, nu știu absolut nimic despre leasing. Dar din ce cred și am impresia, nu poți să iei în leasing din altă țară doar dacă ai firmă acolo sau lucrezi acolo. Cred, interesați-vă mai bine, nu știu să vă sfătuiesc în chestia asta. Deci o să vă dau doar acest exemplu prin care am trecut și eu. Deci, te-ai dus la reprezentanță, ți-ai ales mașina, vrei să plătești mașina integral. Nu poți, pentru că trebuie să te verifice vreo 2 zile aproximativ. Dacă plătești prin firmă sau persoană fizică, trebuie să verifice absolut tot. Cine ești, de unde ai bani, dacă ai plătit taxe, dacă totul este în regulă. Dacă nu este ceva în regulă, pur și simplu nu poți să cumperi mașina de la reprezentanță. Mi se pare foarte tare, nu am avut probleme, totul s-a rezolvat, bineînțeles, în cel mai scurt timp. Dar durează aproximativ 2 zile această verificare. După ce au trecut zilele de verificare, îți dă un mail sau te sună să vii la reprezentanță, să semnați contractul, să faci transferul bancar. Te-ai dus la reprezentanță, ai făcut transferul bancar, ai semnat contractul, dar n-ai plecat cu mașina. De ce? Pentru că trebuie să ajungă banii la ei și transferul bancar poate dura chiar și până la 4 zile, fiind o sumă foarte mare, poate dura chiar și 4 zile, indiferent că plătești taxă sau mai știu eu ce. Eu am plătit și o taxă de urgentare, am avut noroc, au intrat banii foarte rapid, dar poate dura până la 4 zile. Pentru că, na, fiind o bancă din România prin care transfer banii la o bancă din Germania, cine știe ce sărbători mai prind, ce zile de lucru și, na, poate transferul tău să fie amânat. Deci trebuie să-i considerare și chestia asta cu transferul. După ce transferul a fost făcut și au primit banii, neapărat să primească banii, altfel nu se mișcă niciun deget, au primit banii. După, mașina ta are nevoie, bineînțeles, de numere, de RAR, asigurare și alte lucruri de care s-a ocupat reprezentanța. Asta a costat în jur de 2000 de lei, în jur de 400 de euro a costat să se ocupe ei de tot. Nici nu știu dacă era și altă variantă, am înțeles că poți să-ți iei tu numere provizorii, numere de țol, să-ți iei tu ca să vii cu ea în țară. Mai ales dacă dai o groană de bani pe mașină, te mai uiți la 400 de euro să se ocupe ei de tot, n-ai de ce să te uiți, părerea mea. Și cam asta a fost, dar și asta durează 2 zile. S-a ocupat ei să-mi activeze aplicația pe telefon de la mașină, din aplicație pot să fac absolut tot, să controlez mașina de la distanță, trapă, să închid trapa, să deschid trapa, ușile, să fac foarte multe lucruri, dar vom vorbi despre toate lucrurile astea într-un vlog de prezentare a mașinii, pentru că are foarte multe chestii, cum ar fi și masaj în scaun, băi, are foarte multe chestii tari, dar ar fi vlogul ăsta de 3 ore dacă aș sta să unesc toate vlogurile într-unul. Vor urma foarte multe clipuri tari, mai ales că am primit și câteva cadouri de la reprezentanța Mercedes și o să vi le prezint tot într-un episod următor. Vor urma foarte multe clipuri tari, oameni buni, și în toată această aventură și serie avem alături de noi pe cei de la Winner. Nu uitați că aveți un link în descriere, cu ei am făcut foarte multe lucruri tari, am filmat cele mai tari mașini. Am făcut cele mai tari proiecte, concursuri cu PlayStation 5, iPhone 15 pe paginile de Instagram. Au făcut cel mai tare update al site-ului, totul arată mult mai bine și se mișcă foarte, foarte ușor. Nu uitați, trebuie să aveți neapărat peste 18 ani și să jucați responsabil. Sincer să fiu, cât am stat pe aici prin Germania și când am fost în vacanță Palma de Mallorca, mereu m-am jucat, dar eu mă joc de distracție. Și așa vă recomand și vouă, doar de distracție și responsabil. Îi salutăm pe cei de la Winner, ei pupăm, aveți link de la ei în descriere, rămâneți aproape că împreună cu cei de la Winner facem cele mai tari chestii. Aici avem contractul, oameni buni, ce ținem în mână aici este contractul, avem în spate noua mea mașină, un Mercedes C300 din anul 2024, sunt foarte fericit, hai să vă arăt puțin, după care vom face o prezentare detaliată la maxim în România, pentru că are foarte, foarte, foarte multe opțiuni, are absolut tot ce am vrut eu să aibă, are absolut tot, 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 și după foarte multe căutări, vă dați seama că m-am uitat de acasă la mai multe mașini, am văzut acest Mercedes și am zis, bă, trebuie să fie al meu neapărat. Hai să vă arăt puțin interiorul, să facem un 360 și revenim cu prezentarea și cu vlogul de prezentare de acasă. Oameni buni, și ăsta este interiorul, cel mai nou interior posibil de la Mercedes, îl vedeți chiar în fața ochilor. Mașina are foarte multe opțiuni, vom face un vlog în care vă voi prezenta absolut tot ce are. Cum mi se pare real că este o mașină nouă, n-are nici cea mai mică zgârietură, uitați așa frumos cum desfacem panoramicul acesta, doar așa cu degetul frumos, ca la Maybach, oameni buni. Se desface și trapa din spate și trapa din față. Avem aici carbon, lumini ambientale în două culori, comenzi vocale. Hai că încep să vorbesc de opțiuni, nici nu are rost că o să facem un vlog special pentru asta, doar sunt foarte fericit, credeți-mă că am repetat opțiunile tuturor prietenilor mei zi de zi. Le spuneam, bă, dar să vezi ce opțiune are mașina mea, dar vezi care e și opțiunea, dar vezi care e și chestia aia. Arată genial, îmi place foarte mult, sunt foarte fericit, mi-am îndeplinit un vis și abia aștept să o duc acasă în România mea și să o parchez în noul meu garaj la noua mea casă.
Deci, sincer, vă zic că trăiesc un vis. Și cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut această aventură în a merge la cât mai multe reprezentanțe și a filma la cât mai multe reprezentanțe din Germania, de aici unde s-au născut foarte multe modele tari de mașini. În spatele meu, după cum am spus, avem noua mea mașină. Sunt foarte fericit pentru asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi se întâmplă în viață. Sincer, nici nu visam la lucrurile astea, la tot ce mi se întâmplă. Nu sunt eu genul dramatic să fiu foarte dramatic pe internet sau așa, dar sincer, chiar sunt foarte, foarte fericit și îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce mi se întâmplă. Rămâneți aproape, vor urma foarte multe clipuri frumoase, foarte multe clipuri tari pe care le veți vedea cu noua mea mașină. Sunt foarte fericit, nici nu mai știu ce să mai zic, vom mai sta pe aici 4-5 zile prin Germania, după care începe contentul superb din România. V-am pupat, ne vedem foarte curând cu cele mai tari vloguri.